Pornind pe urmele lui Carol I de ziua regalității, descoperim că drobeta Turnu Severin este locul unde acesta a pășit pentru prima dată pe pământ românesc. Dacă acest moment este cuprins în cărțile de istorie, puțin știu însă că regele Carol I a fost cel care a inițiat demersurile pentru construirea Bisericii Grecescu. În plus, mai multe edificii severinene sunt legate de familia regală a României. În portul din Drobeta Turnu Severin, regele Carol I a pus piciorul pe pământ românesc pentru prima dată. Pentru a marca acest moment, aici a fost ridicat un monument. Monumentul este un tribut, dacă veți adus acelui moment, și este un lucru extraordinar că s-a întâmplat acest lucru, pentru că noi trebuie să știm clar că la noi, aș putea spune, monarhia a început practic cu orașul Turnu Severin. Nu întâmplător, ulterior, toți regii României aveau să manifeste oarecare deschidere, să zic, față de orașul nostru, dacă ne gândim că, mă rog, la vremea aceea, tânărul rege Mihai, având 5 anișori, vizitează orașul Turnu Severin, fiind primul oraș în care a plecat în România după orașul București. Tot aici, în portul, mă rog, la șantierul naval de la Turnu Severin, se va construi cel mai mare vasă regal în timpul lui Carol al II-lea. Iar tot aici, ca să mergem puțin mai în spate, ajunge momentul în care Carol I cumpără și dăruiește așezământului monahal, care se numește astăzi Biserica Grecescu, locul special dat, bineînțeles, în folosință. În Drobeta Turnu Severin, străzi, dar și edificii importante își leagă numele de cel al lui Carol I. De exemplu, construirea Bisericii Grecescu a început din ordinul său. Interviul îl realizăm într-o zi simbolică, pentru că fix astăzi, 155 de ani pe 10 mai, 1968, s-a pus piatra de temelie a Bisericii Grecescu. Deci este un moment jubiliar. Ca atare și noi, localnicii, iată, avem 10 maiul nostru. În consecință, lucrările încep în 1868. Carol, v-am spus că a fost atașat de acest, sau un apropiat al orașului, dar și atașat de acest obiectiv, de acest monument, și ca atare îl va vizita. Șantierul lucrărilor va fi vizitat în dese rânduri. Așa se face că în 1867, pe când își petrecea fratele să plece din țară, ajung la Turnu Severin și găsesc biserica în construcție. În prima noapte pe pământ românesc, principele Carol a fost găzduit la Casa Pogani, unde în prezent se află una din secțiile Bibliotecii Județene I.G. Bibicescu. Atât pentru Carol, cât și pentru istoria orașului nostru, putem spune că această casă, Casa Pogani, are un rol deosebit de important. De ce? Pentru că la data de 8 mai, de fapt în seara zilei de 8 mai 1866, principele Carol venea incognito în orașul nostru împreună cu ministrul de interne pe atunci, I.C. Brătianu, și poposea pentru scurt timp în această casă, Casa Pogani, care astăzi este sediul Bibliotecii G. Bibicescu. Și în istoria Colegiului Național Traian, regele Carol I a avut un rol important. Din ordinul regelui a fost aici amenajată o grădină botanică pentru elevi.